din orașul ăsta și nu numai. Deci nu o folosim că suntem nebuni, pur și simplu. Avem ceva în minte, avem niște convingeri. Da, avem niște convingeri. Și atâta vreme cât sunt majoritatea care respectă regulile de circulație și noi la rândul nostru vrem să fim respectați. Și mi se pare normal, o chestie de bun simț, că atunci când ieși pe stradă cu mașina, de pe un punct secundar, să te uiți, să acorzi prioritate și bicicloștilor care vin de pe drum cu prioritate, că totuși sunt și ei participanți la trafic, chiar dacă și chiar mai vulnerabil decât cei aflați. Ei se uită strict după șoferi, după mașini și atât. Bicicliștii în cantitate neglijabilă, adică poate să se facă afiș pe mașini, că nu contează, sunt chiar inexistenți aproape între șoferi. Sunt și șoferii, cam 5% din ce mi s-a întâmplat în 10 ani, care să ne respecte, dar în rest, și culmea, întotdeauna aruncă pisica moartă la noi, că da, noi suntem, nu știu cum, noi nu, dar nu se văd, adică nu văd și la ei problemele. Și eu am zis, eu ca să fiu respectată, eu vreau să respect pe în trafic și zic eu, părerea mea, că e o chestie care ține de civilizație și de gradul de cultură al fiecăruia și o să mai dureze mult până se va face ceva și la noi, ca în orice altă țară civilizată. Bicicleta e transport verde și trebuie considerată ca atare. Ca în alte orașe europene până la urmă, adică exact. S-au văzut acolo niște progrese, și putem și noi să luăm rețeta. Marcaje, o bandă de un metru, un metru jumate, cu marcaje cu prioritar bicicliști, dar poate să treacă și altcineva, și mașinile pe acolo, dar cu prioritate bicicliștii. Chiar în legătură cu prevederile, cu propunerile legislative. Să ne dați câteva exemple, care sunt cele mai importante? Cel mai bine referitor la asta vă poate spune Marian Ivan, adică chiar el le știe punctual pe toate, fiindcă el le-a înaintat la direcția rutieră. Sunt multe modificări pe legea 195 din 2002. Ce-ar fi cel mai, folosesc aiurea termenul, dar ce-ar fi cel mai urgent, cel mai necesar? Cel mai urgent este infrastructura, normal. Primăria, am înțeles că chiar acordă niște locuri de parcare pe trotuarele care sunt destinate strict pietonilor și nu bicicliștilor sau mașinilor parcate. Acordă acolo niște locuri de parcare, oprând practic trecerea pietonilor și poate mai mult a bicicliștilor. Deci noi nu avem ce căuta pe trotuare și noi trebuie să mergem pe dar nu numai din cauza asta, oricum bicicleta e vehicul, trebuie să circule pe carosabil. Pe trotuar doar pietonii, dar pietonii nu mai sunt lăsați nici pe trotuare. Și atunci dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, ei încercând să ocolească, să depășească o mașină pe carosabil, dacă sunt accidentați, tot ei sunt de vină. Cei care sunt neregulamentar acolo. Da, era neregulamentar acolo, dar de ce nu se mai ia în considerare? Și eu cred că asta ar trebui în primă fază. Pentru ceva cu parcările. Un fel de protest inedit cu biciclete pe marginea drumului, lozinci și interviuri fără scandări, fluierături, țipături. Am expus bicicleta și am formulat problema. Hai că ai trei filme. Moșu mi le numără filmele. El venise cu masca antigaz să arate că e poluată capitala și autoritățile nu fac nimic ca să ne protejeze plămânii. Dar organizatorii le-au zis că nu, asta nu e problemă și să nu pună masca pe cap. Mie mi s-a părut aberantă solicitarea.
cam ăsta e locul alocat nouă de către autorități. Lipit de bordură, un sfert din prima bandă, cum trece biciclistul ăsta. Și mereu riscă să fie strivit. Și de acord cu noi, vine și el la protest. Bun? Da. De miercuri e gata, de miercuri.